Salut, salut, dragi prieteni! În acest video o să mâncăm și o să vă arătăm ceea ce mâncăm. Cristian este la aparat acolo, stați să-l vedeți exact. Puteți să-l vedeți pe el. Mă ajută frumos cu acest vlog și astăzi o să încercăm să mâncăm o grămadă de chestii interesante la restaurantul la care ne-am cazat. Este la restaurantul ce aparține de hotelul în care ne-am cazat. Proprietarul de aici ne-a spus că se poate decar. Băi, veniți aici, de vă rog eu foarte mult să faceți și un review al restaurantului. Deci acum o să facem un review al restaurantului. Avem aici și pe Ralu. Ce ți-a luat de băut, bere? Ia, hai să încercăm. Cristi înăuntru trage niște cadre. Noroc. Ia. Bere normală la draft. Puțin amară, nu? E puțin amară, da. Super ciudat. Mie nu prea plac în general berile așa amare. Și asta are un gust. I-am zis să ne dea ceva specific. Și a zis numele berii. Nu mai știu dacă este ce scrie aici. Dar da, decentă. Prima chestie, încercăm clătite cu, dacă sunt cu slănină sau cu ceva, mor. Mie nu-mi place cumeața de dulce cu carne. Am spus chestia asta, eu nu suport treaba asta, ăștia râd aici, dar eu nu suport treaba asta, mi se pare foarte rea. Exact asta e. Rulourile astea, cu carne, și cu brânză, și cu majun de... Ce asta? Ce? Caise? Pierse? Ce? Ce la majun? Majun. Nu, majun. E un fel de... Cranberry. Dulceață, cranberry. Cranberry sunt... Randamus. Nu mă cum ziceți, nu-s meură. Randamus. Nu știu cum se zice în română. S-ar putea să fie, nu știu cum se traduce în limba română. Dar overall interesant. Nu e ceva ce mi-aș comanda. Acum oamenii ne-au propus ei ce a fost aici. Stai să încercăm și puțină sălățică. Să spălăm gustul ăla de dulce, așa în apă. Avem și sălățică aici. Care carne? Care dintre astea? Oricare de aici? Da, mamă, e. Deci avem o bucățică cu puțin iaurt. Iaurt din ăsta de care am abuzat în fiecare dimineață la micul dejun. Pentru că mi-a plăcut foarte mult. Sana. Așa se prinde. Exact, sana, da? Mamă, da. Carnea e... E carnea afumată cu... Da, mult. Da. Afumată, dar foarte mult, exact. Deci se simte... E ca un fel de... Asta cred că e un fel de pastramă, practic, să știi. Da. Oricum e carne de porc, 100%. Cred. Foarte bună. Da, foarte bună. Ce? Ce, asta? Cum ai zis? Cum îi zice? Poporado, ce? Poporado, ce? Poporado. Omletă. A, omletă, da. Da, da. Deci este foarte viscoasă așa, a venit cu niște chipsuri astea, cu chio chips. Mi se pare că e humus din ăla. Da. Are și textură de humus. Așa e. Ai de pate. Are și textură de humus. E foarte bun. E foarte, foarte bun. Iar un șomăslină de asta grecească, că e bun. Care este? Dintre asta te-ai de aici, care e preferata ta? Chestia asta, humusul ăsta, combinat cu doar carnea din salată, că cine urmărește canalul Cristi și Ralu știe că eu cu salata. Nu prea. Carnea de acolo e. Ralu, care îți face? Eu încă n-am probat carne. Deci n-ai probat carne? Mă iubește. Bă, mie îmi plac toate și să știi că și asta e interesantă, deși eu... Eu n-am gustat-o, că nu... Nu vrei? Carne cu dulceață. Nu, da. Se potrivește. Dar e bună, e foarte bună. Oricât de fashion ai fi tu, strici așa bunătine de carne cu dulceață. Sau dulceața cu carne. Apă, termină, ești nebună. Ok, this is hers. Ralu, iau tu. Ok. Perfect. Băi, stai. Vreau să se știe foarte clar că Cristi de la Cristi și Ralu e un fomist. După ce ne-a venit după ce ne-au venit aperitivele, el a zis că e foame. Recunoști?
În fața Marii Adunări Naționale? M-au scos la 10 din casă, 150 de km până la o plajă unde nu exista nicio opțiune de mâncare, doar cafea. Da, și acum ne-au adus exact, practic, a, nu. Nu, astăzi. Mănâncă, să filmezi. Mănâncă, păi bagă și mănâncă. Deci au luat acum exact ce au cumpărat în prima seară. Tu asta ți-ai luat în prima seară, ribs. Asta este musaca, eu eram convins 100% că asta este piept de pui, dar chiar arată că e piept de pui, uite puțin cum e făcut. Da? Așa. Și aici mi-am luat ceva și nu știu de ce mi-a dus asta, că eu nu o să mănânc așa ceva, dar nu contează. Da, pork chop. Nu sunt un mare fan al pork chop-urilor în general, dar vedem, mâncăm așa împreună. Oricum e clar că nu avem COVID, asta e important. În 25 de minute până să mâncăm. Nu, noi de fapt, cum spune toată lumea că noi suntem sărăchii, noi de fapt comandăm, vă arătăm vouă și după le trimitem înapoi și ne cerem... Cerem de la refund, cerem refund, exact. Deci fiți atent. Hai să te vedem, ca experiență. No joke, asta e de departe cea mai bună carne de porc pe care ai văzut. Mamă, ești nebun, deci uite-te, uite-te cât de... Uite puțin aici. Cu asta, da? Bă, ești nebun. Ești nebun. Deci cât de repede se... E la fel ca prima seară sau diferită? Nu știu, că de atunci n-am mai mâncat. Bravo, bravo. Ești costosul câștigător. Tata, îmi tai și mie niște ribs, porfa. Stai. Dacă iei note bune, poți să mănânci și osul. Dacă faci vloguri bune, poți să îți dau. Exact. Sigur o să râdeți de mine când o să vă spun acum, dar eu cred că am mâncat ribs în viața mea de 2-3 ori, pentru că nu sunt fan. Înțeleg. Da? Sunt de aceeași părere, pentru că de obicei coastele e o mare țeapă, ține carne și mult os, dar nu e cazul la ăștia. Mamă, cât de bun. Bă, ești nebun? Nu e. Mamă, frate. Deci nu vă puteți imagina cât de fragedă poate să fie, deci este atât de fragedă. După când am ajuns în ziua aia cu peripeții, după zbor și după toate alea, când am mâncat asta, m-am simțit fericit, am zis că trăiesc din nou. Era mare bucurie. În mod normal, cât costă asta? 14 euro. Da, cred că asta este un preț cât se poate de normal. Da, cred că fac furia. Mhm. Da, și mie nu prea știu ce barbacoa asta. Ia să vedem aici cum se taie asta. Să dau la o parte roșie, ca să vedeți cum trebuie. Asta sigur este, cum îi zice, dar ce e porc chop? Ce e practic? E ceafă de porc ce e asta? Cred că da. Da, e ceafă de porc și la cred că e sos de ciuperci de asta. Mm-hmm. O singură problemă la toate astea. Ce? Da, mă, ăsta de la țară, de la el, vrea pâine, frate. Da, mă, chiar atât de grav e când vreau să mănânc orice cu pâine. Și pâine, omul, mănânci cu pâine? Da. Foarte bun. Foarte bun. Trebuie să încercați și din asta. Ia mă să scrieți în comentarii. Stai mă că stric. Ia scrieți mă în comentarii dintre voi, românii mei. Câți mâncați mă cu pâine? Să vezi că scriu toți. Da, toți. Nu câți mâncați cu pâine. Cât mâncați cu pâine orice. Și toată lumea o să zică 99%. Câți mâncați numai pâine. Stai că dacă tata mi-a dat, vreau să-mi dea și mama puțină musaca. Rupem și mie mama puțină musaca de acolo și punem ca să nu mă murdăresc pe mâini. Din pieptul ăsta de pui. A fost la mine. Am spus că nu trebuie. Că ce? Să luăm, să ne vedem să cu el? Să copil. Da. Așa. Mamă, dar arată bine de tot. Mai e brânză în unul. Da. Te arunc pe față. Da. De cu ea în față, exact. Aici. Mulțumesc. Mamă. Deci e... Să crești mare, puiule. Deci, avem aici frumos musacaua. Musaca eu am mâncat doar la mama acasă. Nu mă duc aminte să mă fi dus voată la un restaurant. Uitați aici frumos. E pe de-aia pe, pe vânătă, berenjena, sau cum îi zice în spaniol. Așa zice, nu? Da. Așa. Are cuscus? Cuscus. Dar are un gust puțin ciudat, nu e ca musaca aia pe care o face acasă, e puțin. Ai și ce nu are? Pizza, nu, nici nu are cartofi. De obicei musaca, dacă nu mănânci cartofi sau dovlecel. Musaca originală e cu vânătă. Cu vânătă? Păi da, dar nu. Păi da, nu, eu de câte țin minte cu dinea, poate e cu vânătă, dar tot așa vânătă luată și pusă... Da, la noi se mai pun cartofi, se mai pui ce ai pe acolo, prin frigider. E bun. Da, nu, foarte bună. Un gust extrem, extrem de bun. Dar repet, când zici că, când te gândești că mănânci ceva ce ai mâncat toată viața, ai mâncat acasă, de ce să aibă gustul ăla? Chiar dacă nu are gustul, asta înseamnă că nu e, bună. E foarte bună. Nu știu ce caut aici. Da.
Cuscusul ăsta e cam aiurea. Contrar așteptărilor și contrar așa simțului comun sau simțului sentido comun, că asta înseamnă, da? Nu știu ce, de mult ori vin cuvintele mai bine spaniol decât o română, ceea ce e super dubios. Așa, sunt mai... Deci clienții de aici de la restaurant nu sunt oameni de la hotel. Cred că în momentul de față, noi suntem și doamne astea aici din spate, sunt, ne-am pus la masă dimineața. Dar rest, toți oamenii care vin, sunt oameni care vin din Chania de acolo, sau Cania, sau Hania, și vin aici și zic, am rezervare pentru nu știu care. Și era venit cineva, m-a venit, zicea că are rezervare și își cumulase ceva de mâncare de dinainte, era un preparat ceva special, o chestie de genul ăsta. Nu știu ce, nu că mie nu mi l-a adus mie repede. Era cineva care sunase dinainte cu 3-4 ore, vreau treaba aia. Probabil că e ceva preparat care zice, suni cu 5 ore înainte să vezi dacă e available și promovă. După cum se poate vedea, am mâncat absolut tot. Ce notă dăm? Întregi experiență cu mâncatul. 10. Deci fără discuție 10. Totul e bun, totul e bine preparat. Restaurantul e mișto, lumini frumoase, am văzut apusul. Și ce mai vrei? Platou, platouri foarte mari. Ai jula mare. E foarte bun, 10 din 10. Da. E mare, nu? Da. Da, 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 mare, mare. Bine, acum n-ai jula mare, acum ai jula un Fiat acolo, dar e și mare. Totuși, ok. Da, și mie mi s-a părut extrem, extrem de bună mâncarea, deci... Vă spun clar că aici eu că am mâncat cea mai bună mâncare, nu restaurantele pe care vi le-am prezentat în vlogurile anterioare. Deci am mâncat mult, mult, mult mai bine aici. Am mai rămas. Da, 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 și am mai rămas. Am mai rămas mâncare. Da, dacă veniți aici în Chania sau Hania, cum zicem, Hania? Hania, frate, Hania. Așa, dacă veniți aici, nu ezitați să faceți o rezervare la acest restaurant Teodosii și dacă ajungeți pe aici vara asta, întrebați de patron sau, cred că da, cred că patronul e Teo și spuneți-i că veniți din partea băiatului ăla român care făcea YouTube, că au venit niște prieteni, niște băieți împreună care făceau YouTube și făceau vloguri. Spuneți-i chestia asta că o să se simtă și el bine și o să mă simt și eu bine că știu că, uitați, sunt oameni, sunt români care au venit aici, au călătorit aici și ne-au urmat recomandările. Da. Nu știu exact ce o să vină după video ăsta, habar n-am ce este înaintea lui, pentru că nu știu cum să le pun. M-am relaxat foarte mult în ultimele câteva zile. Nu mai sunt atât de atent la ceea ce se întâmplă pe YouTube, nici măcar pe canalul meu. Mă bucur de ceea ce se întâmplă aici, sunt foarte fericit să mă aflu în Grecia. Dar lucrurile de aici sunt foarte mișto, plaje drăguțe, o să vedeți, sunt chestii foarte, foarte interesante. Cu siguranță că cel puțin până la jumătatea lui octombrie veți vedea vloguri din Grecia, dacă nu, poate chiar mult, în funcție de ce stăm pe cu nebunia asta cu coronavirusul. Ne vedem și pe Instagram, Cătălin Backpacker Life. Pe ei îi găsiți pe Cristi și Ralu. Le pun link în descriere sau nu-l pun, că eu de obicei spun că pun ceva și formă nu pun, niciodată nu pun. Așa. Și ne vedem în video următor. La revedere! Pa, pa!